Salutare, salutare la un alt episod al canalului meu de YouTube cu fărul cu parfum. Un episod făcut chiar în prima zi de Crăciun a acestui an, făcut în spiritul sărbătorilor de iarnă. Un episod care pentru mine înseamnă foarte mult, deoarece reprezintă subiectul lui, de fapt, una dintre cele mai plăcute surprize pe care le-am avut de când mi-am reactivat canalul de YouTube, acesta cu fără cu parfum, vă spuneam, cred, și mai de mult. L-am făcut acum 3 ani, a fost un imbold, așa, de moment, hai mă să mă apuc și eu să fac chestia asta și la scurt timp am zis pas, am considerat că nu știu, nu, nu cred că mă potrivesc totuși cu genul ăsta de tematică. Deși am un număr de sticluțe, să zic așa, uh, nici nu pot să zic că aveam timpul necesar, răbdarea, cheful, chestii de genul ăsta. Și după vreo două, trei episoade, pac, am zis papa pa vreodată, dacă e cazul, poate am să mai revin așa periodic, dar de data aceasta se pare că reactivarea va fi una de lungă durată. Pentru că îmi dau seama că descoper oameni frumoși, oameni care au aceeași pasiune pe care o am și eu și încă mult mai bine înrădăcinată, să-i spun așa. Eu, deși am un număr de sticluțe, peste 350 cu tot cu fiole, miniaturi, sticle aproape terminate. Deci tot, 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 tot ce însumează sticlele mele cu parfum, undeva peste 350. După ultima numărătoare, așa. Evident, aici în București, cum vă spuneam, nu am chiar toate, toate, toate sticluțele. Dar cred că în scurt timp nici nu va mai fi cazul. Pentru că mă uitam ce am lăsat la Pitești. Chiar sunt așa... Chestii din capitolul amintiri. Deci, un, o picătură rămasă, ce știu eu cum, dar ce să zic? Având numărul ăsta de sticluță, m-am gândit eu așa și văzând, totuși, oameni cu care au aceeași pasiune, pe care o am și eu. Păi ia să încerc eu să-l mai reactivez, dar sub altă formă, cea pe care o vedeți în momentul de față, fără a-mi arăta fața, nu știu, consider că nu e obligatoriu să apar și eu din moment ce subiectul principal îl reprezintă sticluțele, nu neapărat persoana mea. Consider că nici nu dau extraordinar de bine pe sticlă, nu știu, am eu așa niște chestii ale mele și cu greu pot fi scoase din ele, dar, în fine, nu mai lungesc prea mult cu treaba asta și voi trece la ceea ce vedeți de față. Așa, bine, mi-am improvizat un decor acolo în spate cu chestii mai de Crăciun, mai, știți voi, ornamente diverse, da, mie personal îmi plac foarte mult ornamentele de Crăciun, nu sărbătoarea în sine din punct de vedere religios, dar partea asta cu atmosferă, cu cadouri, cu decorațiuni, sincer mi se pare frumoasă. Și întotdeauna încerc cât de mult posibil să pun acolo așa o bucățică de ceva, băi, să simt că sunt sărbătorile de iarnă. Evident, nu există Crăciun fără a vizualiza, viziona, pardon, singura casă fără a mânca portocale, fără a mânca turtă deci pentru mine nu există Crăciun dacă nu am chestiile astea. Dar, cum spuneam, nu, nu vă mai rețin cu treaba aceasta și voi trece fix la subiectul episodului de astăzi și anume ce am primit cadou de Moș Crăciun. Chiar de la o fată de aici de pe YouTube, Mihaela Vulcu, de la Coffee and Perfume, canalul ei, îți mulțumesc foarte mult, Mihaela, pentru surpriza pe care mi-ai făcut-o. Am avut ocazia să ne cunoaștem și personal. Sincer, e cea mai frumoasă persoană pe care am cunoscut-o în perioada aceasta. Foarte, foarte drag mi-a mi fost să comunicăm am făcut așa un schimb, să zic, de anumite chestii în cadourile pe care ni le-am oferit reciproc. Am zis, măi, e un schimb, dar se consideră cumva, fiind perioada de iarnă, un cadou de Crăciun. Eu i-am dat ei ceva, ea mi-a dat, după cum vedeți, în punguța de față, alt ceva. Și acum voi desface acest minunat cadou. Evident, m-am uitat în pungă înainte să fac filmarea, dar am zis așa ca să păstrez spiritul ăsta al cadourilor, al surprizelor, am reambalat pungulița cum era inițial și am zis că astăzi îi voi face deschiderea, așa, într-un episod cu ce am primit eu de Crăciun. După cum vedeți, o punguliță foarte, foarte simpatică. Deci începem și cu ambalajul. Chiar, sincer, mi-a mers la, la suflet de când am văzut omulețul acesta de zăpadă, zâmbitor. Așa, și să vedem ce avem și în interior. Avem ceva chestii, nu știu cât, cât reușesc eu să... Vă arăt aici, avem parfum, avem uh, niște flacoane, dar hai să le desfacem pe rând și văd aici așa chestie lucrată, foarte, foarte simpatică, dar hai să vedem exact ce conține pungulița. Începem cu acest portfard foarte, foarte drăguț, sincer chiar îmi plac uh, lucrurile acestea croșetate, așa cu fir. Uh, fir din lână, foarte, foarte frumos. Iar în el avem așa, un tester din acesta pentru iluminium, hot perfume, Moroccan tuberose, deci este cu tuberoză, N-am apucat să-l desfac pe acesta. Am zis să-l desfac împreună cu voi. Să vedem cum se simte și pe piele. Da, este tuberoză aromă orientală, foarte, foarte plăcută. Cred că merge. Nu știu despre ce parfum este vorba. Nu l-am mai încercat până în acest moment. Deci este prima dată când iau contact cu această aromă. Deci de la Illuminium Hot Perfume, Moroccan Tuberose se numește acesta. Este. Da, uitați, au site-ul oficial. Deci pentru cei care doriți să vizualizați gama de produse pe care o dețin aceștia. Este un parfum foarte plăcut, merge atât acum în sezonul rece, cât și primăvara, l-aș vedea și de primăvară, deși tuberoza, din ce am mai auzit așa păreri, este genul de floare pe care ori o iubești, ori o urăști, nu prea are cale de mijloc. Așa e. Unora le provoacă dureri de cap, alergie, greață, altora, în schimb, le place extraordinar de mult. Eu cred că mă situez undeva la mijloc, în funcție de anotimp, în funcție de dispoziție, pentru că, să știți, dacă am o dispoziție proastă, sunt anumite parfumuri care nu fac decât să mi-o accentueze și uh, de asta evit anumite mirosuri sau dacă sunt foarte, foarte nervoasă, evit să folosesc parfum în acea zi. Cel mult un deodorant așa foarte, foarte ușor. Așa, să vedem ce mai avem în portfard. Aici avem un decant de Gucci Guilty Intense o de parfum. Ia să vedem și cum miroase acesta. Știu parfumul, dar nu l-am nu l-am în colecția mea. L Am l-am testat mirosul dar nu nu-mi spunea momentul acela Nimic special, și de asta nu l-am cumpărat, nici măcar nu știu, varianta decant, ceva de genul acesta, dacă mă gândesc că trebuie să existe decanturi și la genul acesta de parfumuri. V-am zis eu mai mult cu sticlele mari, sunt nu prea am cochetat cu ideea de decant, deci nu prea știu cu ce se mănâncă. Dar acum mă învăț așa încet, încet odată cu YouTube-ul. Da, deci Gucci Guilty Intense, primul decant. Mai departe, A, ia, îmi să dau pungulița deoparte și să vedem, am scos aici și celelalte decanturi. Avem aici uh, Nouveau Nuvo Gener. Cred că se pronunță. am spus, nu le am cu franceza, nu... Uh, deci să-mi scuzați eventualele pociri, să zic așa. Da, acesta este în genul Dalia Noir de la Givenchy. Cu, cam cu același ADN din câte îmi dau seama. Deci, nuvo, genre, cred că așa se, se, pronunță. Da, este un mic decant aici. Mai departe, reminisans, paciuli pur om. Da, este bărbătesc, dar, te vedem, cum se prezintă? Sincer, l-aș vedea mai mult unisex pe acesta, paciuli om. V-am spus, e, e în funcție de preferință. Nu înseamnă că dacă pe un parfum scrie pur om, e neapărat bărbătesc. Nu. La fel de bine poate fi folosit și uh, de către doamne și domnișoare mai ales dacă vă plac aromele tari, mai ales dacă sunteți fumătoare, este, este o sugestie pentru, pentru fumătoare mai ales, acest paciuli om de la Reminiscence. Mai departe, dacă tot am început cu seria asta de canturilor, aici avem fig sovaj. Ia să vedem o să-mi dau și pe mână. Mi se pare ușor lemnos acesta, fig sovaj. Deci am așa varianta aceasta de cant. Probabil că îmi vor trezi curiozitatea și cred că am să încerc în timp. Uh, și dintre ele. Pe acesta eu îl simt uh, lemnos. Lemnos și cred că ușor am brat. A, Așa îl simt eu. Uh, nu, cum nu e, e, o regulă să simți și voi la fel. Aici am uh, De la, stați puțin să vedem, dacă vrea să, să vadă, Penaligon Heartless Ellen, nu îl știu, deci nu, nu pot să mă, mă raportez la ceva anume, dar să vedem cum miroase pe piele. Deci. Acesta este în genul Eden de la Cacharel ca paletă olfactivă. Este un parfum puternic. Da, chiar, chiar sunt o surpriză plăcută pentru mine, aceste parfumuri. Pentru că nu, nu l am încercat, v-am spus, e prima dată când iau. Contact cu ele, și cu siguranță sunt o sugestie pe viitor să iau și sticlele mari. Mai departe, aici avem uh, un Redwood de la D Squared, Știți, brandul care are și ei în principal au brand de, de îmbrăcăminte, dar fac și parfumuri. Pe acesta îl văd... Nu știu dacă e de damă sau bărbătesc, dar îl văd ca fiind unisex. Deci acesta. Redwood de la Discord. Acesta cu siguranță va fi pe lista de cumpărături anul viitor. Deocamdată, acum iau o pauză pentru că am făcut și de Crăciun ceva cumpărături și am zis să mă mai potolesc puțin, totuși. Dar știți cum e când vine vorba de perioada asta, săbător, deci când vine vorba de parfumuri, niciodată nu, nu sunt suficiente. Uh, mai departe, avem un. Uh, Trebuie să văd. Aici un un boanuar de la Ar -Pigue. Pigue, cred că așa se pronunță. Da. Tu negru s-ar traduce literă cu literă, să zic așa. Hai să vedem ce este și cu acest boa noir. Pentru că denumirea e foarte interesantă, dar să vedem mirosul acum. Da, tot, tot unisex, îl văd și pe acesta. E spre oriental, mie, mie așa mi se pare. Este spre oriental, chiar mult spre oriental. Foarte plăcut, este pentru sezonul rece nu-l văd purtat în sezonul cald. Și ultimul este My Way de la Giorgio Armani. Pe acesta l-am mai testat, dar nu știu, nu, nu mă convinge 100% să, să, vreau să-l iau. Deci este un parfum foarte plăcut. L-am mirosit inclusiv pe, pe alte persoane și Uh, sincer m-a impresionat, dar nu știu, pentru mine am, am un tester din ăla mic, uh, așa de luat de, din curiozitate, dar nu încă nu, nu mă cheamă. Nu mă cheamă să se iau și sticla mare. Oricum uh, seria asta de mini decanturi uh, a chiar a fost o surpriză foarte, foarte plăcută pentru mine. Și acest, această mostră de la iluminiu chiar m-a făcut foarte, foarte curioasă. Le voi pune la loc. Îți mulțumesc foarte mult, Mihaela, pentru întregul cadou. M-a impresionat așa, în mod foarte, foarte plăcut. Mai departe, continuăm cu parfumurile. Și aici avem DOR. O, cred că e ediția din acea cu Cristal Zvarovski. Nu cunosc uh, uh, brandul acesta. Este de la Jacques Batini Cosmetic. Uh, este un brand polonez, din câte observ. Uh, parfumul este un dup pentru. Black Opium, dar nu varianta clasică. Nu varianta clasică, alta parcă aceea intensă, nu n am reținut exact. Da, mirosul de bază în sine o recunosc, este de la Black Opium acela clasic, dar Black Opium și încă, încă ceva. Este acesta. Uh, genul de parfum uh, pe care eu personal uh, l-aș purta toamna și iarna. Nu-l văd purtat vara, deoarece notele acelea dulci uh, nu se dezvoltă într-un mod foarte, foarte plăcut uh, pe piele. Din nou, uh, o surpriză plăcută și, și acest parfum, uh, sincer, chiar, uh, chiar am rămas surprinsă de pungulița aceasta și ce, ce conține ea cu totul. Și mai ales că e un cadou dăruit din tot sufletul. Mie la rândul meu îmi place să dăruiesc și totodată apreciez oamenii care, care știu să, să dăruiască din suflet. Mihaela este una dintre aceste persoane. Și încă o dată îți spun uh, mulțumesc pentru surpriza de Crăciun. Deci aici am avut dor, cred că așa se pronunță, v-am spus este dupe pentru un black opium. Uh, mai departe aici avem uh, genul acesta de parfum de poșetă, se numește Myth. Mai n-am reușit să identific uh, deloc cu ce ar vrea să semene, dar uh, nu mai contează chestia asta. E, e un parfum foarte plăcut. Îmi place inclusiv ambalajul, așa cu negru, cu um, logo-ul acesta, seamănă cu un cap de pisică Sphinx, eu așa. Așa îl văd, un sfinx mai, mai stilizat. Așa se prezintă. Foarte plăcut și uh, la fel. Este de un de parfum pe care l-aș purta seara. Cu siguranță o să-l port seara și mai ales acum în, în sezonul rece. Profit din tot sufletul de sezonul ăsta rece. Chiar dacă mai bate și soarele, când și când profit, profit de faptul că, totuși, e friguleț afară și voi purta cât mai multe parfumuri. Eu, oricum, în schimb, parfumul în fiecare zi sau sunt zile în care combin una, două, două arome. Îmi place și uh, varianta aceasta. Mai departe, din nou, aici, uh, un alt parfum. Păi, deci. Am, am primit parfumuri în pungulița asta. Da. Foarte, foarte plăcut. Foarte plăcut cadou. Fără, fără exagerare. Chiar m-a surprins plăcut. V-am spus, am apucat să-l desfac pentru că nu mai aveam răbdare. În momentul în care m-am văzut cu Mihaela și am făcut schimbul de pungulițe de Crăciun. Aici avem uh, Pink Crystal. Este o apă de toaletă de la Coton, Cotton. Știți, uh, brandul acela cu îmbrăcăminte. Sincer, nu știam că au și linie de parfumuri apă de toaletă, chestii de genul acesta. Uh, am testat deja și Înținutul sticluței acesteia pentru o apă de toaletă și avem și 100 de mililitri. Avem aici o sticluță mare. Care arată foarte frumos, are un capac. Așa ca un diamant fațetat, Chiar genul de parfum pe care să-l faci cadou de Crăciun. Sticluța este frumoasă, simplă, așa asemănă unei coloane, coloane în stil doric. Da, o coloană în stil doric o asemănă, sticluța zveltă, simplă și elegantă, iar aroma, să știți, pentru pentru apă de toaletă este, este intensă. Se, se comportă ca un parfum. Am, am pulverizat și pe piele și am văzut că rezistă. Rezistă și are, are un miros fresh, fructat. Merge atât pentru sezonul cald cât și pentru sezonul rece. Notele la, la fresh se dezvoltă foarte, foarte frumos. Sincer, nu mai testasem până acum linia de parfumuri pe de toaletă de la Cotton, Cotton, mă rog, spune cum vrei sau cum poți până la urmă. Chiar e o surpriză, și aceasta. Surpriză foarte, foarte plăcut. Pardon, cu siguranță. Voi mai încerca și singură alte, alte expresii de la ei. Pentru că ceea ce simt îmi place de la bun început. Și dacă îmi place de la bun început, cu siguranță ceea ce voi descoperi pe parcurs are șanse 98% să fie la fel de plăcut. Încă, încă un parfum, pentru că, deși scrie apă de toaletă pe flacon, pe cutie mai exact, are comportament de apă de parfum. Și o voi trata ca pe o apă de parfum și pe aceasta. Are note de măr, flori albe, cred că un pic și o notă de piersică se resimte. Aș putea spune că are ceva din uh, Eclat Weekend Fam. Undeva în spate are, are ceva din ADN-ul lui uh, Eclat Weekend uh, Fam. Foarte, foarte frumos. Dacă îl vedeți în uh, magazinele Cotono uh, Merită, merită luat, merită încercat, inclusiv uh, blind buy. Vă spun sincer. Merge și dacă nu îl nu testați înainte. Îl voi pune deoparte și pe acesta și să mai continuăm cu ce mai avem aici în punguța cu surprize, surprize parfumate, foarte plăcute, avem un gel de duș, Coffee Beans de la Yves Rocher și ăsta e preferatul meu de la, de la ei. E genul acela de aromă pe care îți vine să o mănânci, să o pui într-un recipient, să iei o linguriță și să mănânci din ea. Prăjitură, prăjitură cu cafea, tiramisu, asta simt uh, în acest gel de duș. Pur și simplu îl iubesc. Îl știu de foarte mult timp, l-am folosit de multe ori uh, și s-a nimerit și în cadoul de Crăciun să fie astfel de sticluță. Nu, nu se poate bucurie mai, mai mare de atât. Superb, superb miros, este extraordinar de încântată de mirosul acesta. Mi-aduce aminte de foarte multe chestii plăcute. V-am zis, parfumurile în general, indiferent sub ce formă se prezintă, trezesc amintiri. Și să continuăm, mai departe aici avem o mască. O mască hidratantă pe care o voi folosi. Voi profita acum de faptul că stau acasă zilele acestea și cred că o parte o voi folosi acum, iar cealaltă o voi folosi pe cealaltă o voi folosi înainte de Revelion, înainte de anul nou. Îmi plac foarte mult produsele de la DM, DM, știți, se acceptă ambele denumiri. Deși cumpăr multe produse de la ei, măștile pentru față nu, nu le-am încercat. Am încercat creme, seruri, capsule, fiole, pe segmentul acesta m-am dus. Măștile momentan nu le-am încercat. Acum, odată cu aceasta primită în cadou, am ocazia să, să testez și măștile de la DM. Cu siguranță cred că voi cumpăra pe, pe, viitor mai des și astfel de produse, pentru că știu că au, au produse care mie îmi plac. Sincer, mi se potrivesc, îmi fac bine. Acum nu, nu pot să zic că au lă, produsul meu ideal, doar asta folosesc și ce wow, ce wow este. Nu, sunt niște produse bune, care, cum să zic, pentru pielea mea sunt potrivite. Adică n-am avut neplăceri până în momentul de față și o spun ca simplu consumator curios să încerce cât mai multe chestii, să vadă exact, bai, mi se potrivește ăsta, nu mi se potrivește ăsta, altul. Deci eu la modul ăsta sunt, nu-mi place să zic, au, asta e produsul meu de guru, să zic, al îngrijirii pielii sau chestii din astea. Nu, sunt doar un simplu consumator. Un simplu consumator curios să descopere cât mai multe. Și, după cum vedeți, datorită acestui cadou superb, mai descoper produse și arome noi. Deci, mască facială, spa moment, gama Balea de la DM. Și ultimul produs, avem aici uh, o cremă pentru mâini cu aromă de căpșune de la Farm Farmstay. Uh, am auzit de brandul acesta, dar uh, nu m-am documentat foarte bine. Cu ocazia acestui cadou, uh, voi face așa și o documentare să văd exact. Uh, despre cine este vorba. În general, cremele de mâine astea cu fructe sunt preferatele mele, deci mai, mai nimerit și cu, și cu aceasta. Deci, surprinzător, un, un cadou pe care cred că nici dacă l-aș fi conceput eu. Nici, pardon, un cadou care și dacă ar fi fost făcut după ideea mea, nu, nu reușea să adune, să potrivească lucrurile atât, atât de bine. Da, deci, eu, ce să mai zic, eu, un cadou frumos, de la un om frumos care m-a surprins frumos și mi-a arătat să zic așa, mă, înseamnă să te bucuri de, de lucrurile acestea. Pentru că eu în general mă, mă bucur de lucrurile mărunte, dar care înseamnă mult, pentru că ele până la urmă fac acel întreg pe care pe care îl iubim în general. Eu așa așa văd Spuneam și mai devreme, și mie îmi place să dăruiesc și observ că am de a face cu oameni cărora la rândul lor le place să dăruiască. Acesta este primul cadou primit de când mi-am reactivat canalul de YouTube. De aceea va avea o, o însemnătate mare pentru mine acest cadou și ori de câte ori Mă voi uita la aceste produse în momentul în care poate vor fi spre final. Îmi voi aduce aminte că acestea le-am primit de Crăciun, în anul în care mi-am reactivat canalul de YouTube. Le-am primit de la un om frumos, de la un om căruia îi place să dăruiască din suflet. Pentru că, să știți, sunt puțini oameni care, care fac chestia asta. Și, ce să zic, mă bucur mult că am de-a face cu, cu astfel de oameni. Încă o dată îți mulțumesc tare mult, Mihaela, pentru cadoul dăruit. Tuturor vă urez sărbători fericite, an nou, fericit, așa mai anticipat, deși mai este cam o săptămână până la încheierea lui 2022. Eu vă urez de pe acum anul nou fericit. Cu siguranță ne mai vedem în cadrul câtorva episoade pentru că v-am mai pregătit așa câte ceva, mai ales acum pentru sărbători. Să ne auzim și să ne revedem cu bine, să stăm de vorbă în continuare despre lucruri care ne fac momentele din viață mult mai frumoase. Vă salut, vă pup, vă îmbrățișez. Pa pa.